Numai... Deci, pe jos, da. O luat numai căruța, a mers primarul pe Chelozovanu, așa? Atunci, noi am cutreierat, am fost la mănăstiri tot pe jos, la Nispăreni, tot pe jos noi am fost și am dat concert. Și la Căpriana, și unde ne ducem noi, tot pe jos, numai niciun fel de transport, nici nu ne trebuie nouă alt fel de transport. Știți că să atragem oamenii mai mult la cor, practic trebuie de organizat cât mai multe concerte, fiindcă oamenii în sat concertează, în centru regional concertează. Casa de cultură trebuie să o facă. Da, asta și-o facem. Și deci încătăm și mai multe pârghii, cum să facem ca să îmbinăm odihna și cu utilul. Mm-hmm. Vreo 10 ani de zile am plecat de fiecare dată, în fiecare an la mare. Deci, cel puțin avem în decurs de o săptămână, cât stătem vreo 5 concerte. Toate pensionatele care erau a Republicii noastre, uh-huh. la Cobleva, la Sergievca, practic noi dădem concerte în fiecare an. Uh-huh. Și respectiv, dispunem și o timp, știți, unii ne mai scăldam și noi, și respectiv era acolo un deal mare, foarte mare, abrupt de apă. Domnul Tudor s-a urcat sus și a scris corul din Lozova. Echipuiți așa în scripte, unii au rămas. Asta e, parcă ar fi egal că a pus drapelul pe răiseagul din Berlin. Am văzut că aveți costumi. Corul are costumi. Da, avem costumi. Mulțumim Ministerul Culturii. Am avut un memorandum înainte de aniversarea de 100 de ani, unde au fost preconizat mai multe. Un șir de manifestări. Noi nu sărbătorim numai luna august, am sărbătorit 100 de ani. Noi parcurs a câțiva ani, practic anul trecut am avut peste 8 concerte, anul acesta suntem astăzi în studio a 14-lea și astăzi mai avem un concert, deci a 15-lea și avem participări în spectacol și chiar spectacole individuale. Avem activitate, da. Mulțumim. Și eu cred că Ministerul, văzând că lucrăm, participăm la diferite emisiuni, festivaluri, orice festival care este în Republică organizat, ne stărim să fim. Uh-huh. Suntem la prima ediție până astăzi la Festivalul de Muzică și Poezie Eminescheana. Acum suntem la, anul ăsta am participat la 3 ediții a festivalului, la sărbătorii de caritate, mai bine zis, pentru bolnavi de cancer, care s-a organizat în fața Unicului din Chișinău. Suntem tot ctitori de la început. Și nu vrem să pierdem unii, practic, am intrat într-o sărbătoare sau într-un festival, nu vrem să-l pierdem cât suntem, să ne ținem an de an, sau ediții cu ediții, practic să participăm la toate lucrurile astea. Eu am participat la 70 de ani, la 80 de ani, la aniversările, la 90 și la 100, le cunosc. Cred că asta a fost unica, ar spune, și mai valoroasă, cu atâtea colective și atâta program de concert, care să ne rămâi, cred că, pentru totdeauna în memoria noastră. Doamnă primar, am înțeles eu că veți avea în scurt timp o casă de cultură nouă în sat. Să sperăm. Casa e prea mică și prea neîncăpătoare. De fapt, ea nici nu este. Noi repetițiile le desfășurăm în incinta primării sau mai mergem la școală, în sala de festivități, ca să concertăm sau chiar repetiții să facem. Condițiile sunt foarte vitrege, este frig, strâmt, nu este acustica care trebuie, dar ne chinuim așa cum este, ca să demonstrăm oamenilor că dragostea față de artă ne domină și că noi putem face multe în speranța că cu adevărat vom avea și o casă de cultură.
am făcut mai de multe ori încercări de a ajunge la inimile oamenilor de la guvernare, a ministrului culturii, chiar la domnul Voronin am îndrăznit și am scris. I-am pus ca suport, ca anexă, să zic așa, chiar și o fotografie actuală Case de Cultură, în speranța că zic că ne va ajuta, că Lozova merită să aibă Casă de Cultură și să-și desfășoare activitatea artistică, nu numai corul care este o perlă a Lozovei, dar și ansamblul de dans Lozioara și grupa etnofolclorică Lozioara și grupa etnofolcloric sau ansamblu de bărbați care se înfiripează și credem că o să participăm la niște concursuri și o să demonstrăm că bărbații de la Lozova cântă foarte bine, bărbătește, așa. Dar om fi nespus de bucuroși ca în cel puțin 2-3 ani să avem și noi o Casă de Cultură, fiindcă Lozova este un sat dintre cele mai mari sate a Republicii, dar au trecut așa, au scăpat. Că știu din informații la televizor, presa, guvernul are grijă de satele unde casele de cultură sunt lăsate vrariște. Dar, și nu știu cum de n-am nimerit și noi prin acele, că anual se raportează. 22 de sate a fost făcută reparația sau reconstruită casa de cultură. Nu a rămas în urmă. Nu, dar zău că e de mirare. M-am mirat să aflu că Lozova nu are casă de cultură. Și chiar domnul ministru zice, nu poți să ne închipui. Cum Lozova au rămas fără casă de cultură? Un sat cu atâtea tradiții și aici, nu departe și... Se vede că vina aia noastră, că n-am bătut la ușă și am rămas așa, bate, neauziți bate și nevăzut. Da. Fuse-i maică la portiță, Mă
în primul rând, mă bucur nespus de mult că suntem oaspeți ai televiziunii. În primul rând, personal, dumneavoastră, doamna Nina, vă mulțumim, da, pentru că aveți grijă. Am promis că o să fac, da, aveți grijă cu, și acest gen de artă care cam puțin este, da, așa să zicem, la ecran. Noi vă mulțumim mult și acesta, de fapt, este un eveniment numai pentru sat.